pădăturile din viața mea, Iuda cu fustă ce ești. Tu ce-ți imaginezi? Că o să-mi cumperi iubirea cu 3 fursecuri și 2 perechi de șosete? Băbuțo! Tu chiar credeai că mă amorez de tine, nu? Domnule, eu nu... Credeai. Sunt condamnată la moarte. Mai am atât de puțin de trăit. De ce nu mă lași să mă bucur de soțul meu? Puținul timp care n-a mai rămas. De ce? Hai, te rog, nu mai plânge. Te rog, liniștește-te. Pot să mă liniștesc? Eliza, te rog. Te rog, Eliza. N-aș vrea să... Ce vrei? Nu vrei să sufăr? Da, nu vreau să sufer din cauza mea. Atunci dispar, Narcisa, dispar din viața lui Tudor. Eu... Tu? Eu l-am ajutat pe Cristian să scape de închisoare și să poată fi declarat nebun. Poftim? Îmi pare rău, n-am avut de ales, m-aș șantaja. Ce vreau de la tine? Vreau să zbori creierii. Vreau să te sinucizi. După aceea o să îi liberez pe Ileana. Hai, Tudor. Tudor, să înceapă spectacolul.
curaj. Vreau să ne vedem în iarnă. Tudor, te rog, nu faci asta. Tudor? Lasă-mă. Te rog. Te rog, nu trage. Trebuie să mă omor. Nu trebuie să faci nimic. Ascultă-mă, te rog. Te rog. Te rog. Te rog. Trebuie să o fac pentru fiica mea, lasă-mă. Ești întâmpit? Lasă-mă! Ai nevoie de spectator? Ce dacă tu ai vis pe narcis la spectacol? Narcisisture. Lasă-mă! Nu! Lasă-mă! S-a întâmplat ceva în file? Nu. Mă uitam la un film prost cu împușcători, dar m-am plictisit. Tu ai terminat acolo de desenat? Da, dar n-a ajuns tata încă. Te-ai plictisit să te cred. Nu mai ești la vârsta creionelor colorate. Uite cum facem. Probabil că Tudor a fost reținut cu ceva. Dacă în 15 minute n-ajunge, îl sună la birou, bine? Dar poate să supără pe tine. Și ce este un motiv să nu vină să te ia? Dacă a promis, o să vină, să vezi. Nu vrei mai bine să mai desenezi un pic? Desenează-l pe Ștefan. Hm? Cum crezi că ți iese? Bine, mă duc. Ce vreau? Nu. Băi! Calculator. Tu vei fi cu asta? Ce? Ce faci? Bine. Ce ai? Nimic. Ai văzut că sunt o grămadă de polițiști în clădire. N-ai de ce să-ți faci griji. Da, știu, știu. Și atunci? Nu despre asta e vorba. Despre ce e vorba? Nu suntem singuri. Avem un musafir. Tata? Nu, nu. A venit Dana. Iar a venit asta să-ți umple capul cu tot felul de prostii? Fii atentă, că nu te-am înșelat cu nimeni. Nu știu ce ți-a spus ea ție, cu cine... Ce ți-a spus? Da, nu... Cum, ce? Ce? Ce e cu ea? Ce faceți voi acolo? Dana a venit să mă vadă când a aflat de evadarea lui Cristian. Era atât de speriată încât mi-a cerut o băutură, mi-a mai cerut una și încă una și... Iată. Beată moartă. Ce zici tu, armăsarule? Hmm? Ce te uiți așa fix la mine? Îți cam plac, nu? O, da. Hai, vină încoace. Vino să mergi și mie de ce ești în stare. Potoliți-vă. Să văd și eu de ce mor toate femeile după tine. Dana, termină și tu. Nu vorbesc cu tine, moțatul. Eu vorbesc cu armăsarul. Eu, moțată? Hai, vino cu acenată, răule. Să mă duc? Hai, termină. Sau ce? Ți-e frică că nu faci față unei femei adevărate? Adevărate. Hai să mă ajut să o duc acasă mai bine. Eu nu mă duc nicăieri. Eu vreau să văd de ce este el în stare. Toate femeile astea care mă iubești, nu știu ce să fac. Eu zic că eu nu cred asta. Să-mi arată și mie dacă e stare de ce fac. Arată-i.
Narcisa? Sălbatico? Pot să zic Sălbatico? Hai că nu mai țăran, că e depășit, că ești cizelată. Ești un ticălos. Ești un ticălos. De ce plângi după nenorocitul ăsta? Zi-mi. Te-a părăsit, te-a aruncat ca pe o cârpă și s-a însurat cu Eliza. De ce plângi după el, proasto? Ha? Ești un monstru. Da, mi s-a mai spus, nu ești originală. O iau ca pe un compliment. Continuă, mai zi, mai zi. Ești un nenorocit. Am omorât, mi-am încheiat socotirile cu el. Ești un criminal, un criminal. Da, 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 te rog frumos, Narcisa, ocup tot ecranul. Dă-te puțin mai în stânga, că vreau să-i văd moaca lui Tudor, că am așteptat de mult momentul ăsta. O să putrezești în iad. Ești un diavol. Nu mai e nimic bun în tine. Ba nu, ba nu, mai sunt bun. Sunt un om de cuvânt. I-am promis că-l omor și acum, uite, e mort. Am promis că-i dau drumul Ilenei, o să-i dau drumul. De drumul Ilenei! Da, dragă, liniștește, îi dau drumul. Uite, Tudor, dragul meu prieten. De atâtea ori am visat la momentul ăsta și de fiecare dată spuneam ceva inteligent și profund. Dar nu-mi vine nimic în cap acum, așa că zic... Adio. Ne vedem în iad. Ileana! Ileana! Ce e, unchile? Dacă vrei să vezi desenul, să știi că încă nu l-am terminat. Nu, nu vreau să... Am sunat la birou. S-a întâmplat ceva? Nu. Nimic grav. Doar că tatăl tău nu poate veni. De ce? Are un dosar de rezolvat. O să schimb un taxi și o să te duc acolo la birou de avocatură. Dar de ce nu duci tu? Pentru că situația între mine și el e un pic delicată. Dar spun eu că m-ai ajutat. Dacă nu erai tu, acum eram încă pe străzi. Ileana, te rog, nu facem mofturi. Nu făceam mofturi. O să-i spun... Ileana, o să schimb un taxi. E o firmă sigură, stai liniștită, nu o să pățești nimica. Nu ți-e dor de tatăl tău? Nu vrei să-l vezi? Ba da. E. Atunci eu zic că e cazul să te grăbești. Du-te și îmbracă-te. Mie. Sper să nu te îmbeți și tu. M-ai văzut pe mine vreodată beat? Pune-i cafea, că o să aibă nevoie. Da, știu. N-ar fi trebuit să-l lași pe Tudor singur. Cred că e vulnerabil după ce a vorbit cu Cristian. Am vrut să vin la tine, eram îngrijorat. N-aveai de ce, sunt în siguranță. Oricum, Tudor era cu... Narcisa, urma să vină și procurarea aia, nu știu cum cheamă. Angela? Angela, da. N-aveam ce să... Of, Emil, nu știu cât mai pot trăi cu starea asta. Ce stare? Cu frica asta în suflet. Vreau să se termine toate astea, vreau să-l prind odată pe Cristian, să... O să-l prindă, o să-l prindă. Și dacă nu o să-l prindă? O să-l prindă. I-au dat poza la televizor, n-are bani, n-are unde să se ducă. Sigur o să-l prind. Sigură ca tine. O să-l prind, o să vezi. Casa nouă. Păi te mai aștept mult? Sau ce? Ți-e frică? Ți-e frică? Dana, eu parcă vorbisem cu tine să mergi să faci o baie până să fac eu cafeaua. Hai. Nu vreau să fac baie. E, nu vrei. Ba vrei, hai, că nu ești vreau. Atât de beată încât mâine o să-ți fie rușine de tot ce ai spus. Hai, eu nu hai. Sunt beată, eu nu mai am băut puțin. E, ba, ești foarte beată, hai. Eu nu vorbesc cu tine, eu vorbesc cu handrălăul ăsta, fricos. A, da? Auzi, dacă nu te duci să faci baie, te bag eu cu forța în cadă, hai. Nu vreau să fac baie. Nu-i pentru te. Hai. Bravo. De ce să fac baie? Hai, da și cafeaua.
Tu nu mai rânji așa. Știu ce gândești. Ce gândesc, ia zi-mi. Ai vrea să profiți un pic de ea, nu? Nu. Ești singura femeie din viața. Da? Și când o să am o burtă cât casa și nu o să mai pot să mă încalc singur, o să fiu singura femeie care contează? Atunci e posibil să apelez la Dana, din când în când. Din când în când! Mă piepten mai bine că Mioara și mătușa mai mult loc. Ce? Suntem foarte bine cu Carolina. Și la fel de frumoasă și la fel de dulce. Mulțumesc. Toată lumea îmi spune. E adevărat. Seamăn cu mama, dar la fel seamăn cu tata. Ce? Nu prea cred. Ba da, eu seamăn cu tata, Anastasia seamăna cu mama și Ștefan nu știu cu cine seamănă. Nu știi? Să știi că m-am simțit foarte bine. O să-i povestesc lui Ștefan. O să-i spun că nu te-ai schimbat deloc. Că ai numai aceeași persoană bună ca înainte. Veni taxiul. Nu mă conduci? Nu cred că e o idee bună. Mă apăr la televizor și oamenii tind să-și facă o impresie greșită. Știe șoferul unde se ducă. Bine. Pa. Lasă-mă, da. Apoi după ce o spui. Nu-i nevoie, ți-o dăruiesc. O să mi-a dai lui ca inițialele eu. Mamă, duzină la fel, mi reprodează mama. Hai, Narcisa, te rog, nu mai plânge, o să treacă și asta. De fapt, a și trecut. Nu știu cât o să mai rezist. Cum să nu rezisti? Ești puternică, ești foarte puternică. Cum să fiu puternică? Tu n-ai văzut prin câte am trecut, nu mai supor, nu mai pot. Am eu destulă forță pentru amândoi. O să-ți dau toată forța mea, promit. Dragostea mea. Dar ce să luam? Era așa dor de tine. Nu, și mie. Unde e tata? De ce n-am venit să mă ia de la Cristian? El e... Mai are treabă la tusarola. Bine, nu, 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 stai. Viața e de-ala. Ce milă mi-e de tine. O să-și revadă tatăl, dar tatăl va fi mort. Tatăl! 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 Tatăl!
În cinstea ta, Tudor Preda, sper că iadul te va primi cu brațele deschise. Tu ai fost un monstru. Nu eu. Eu am scăpat lumea de un monstru. Te-ai supărat pe mine? Leana! Doamne, ce bine pare că te-o... Și mie. Leana, că o să mă cerți. Cum să te cert? De ce să te cert? Ce bine ne stăm împreună. Ți-a făcut vreun rău? Cine? Cristian. A, nu, ne-am înțeles foarte bine. Știu că tu cu el nu te împari, dar... Gata, gata, nu mai contează. Acum ești aici. Acum ești aici și ești... Ce ai pățit? Nimic. Dar... De ce sunt atâția polițiști afară? Îl păzesc pe tata? A câștigat vreun proces și cei care au pierdut îl caută ca să-l bată de supărare? Nu. Păi, și cu polițiștii ăia? Ștefan, nu mai pune atâtea întrebări și mănâncă. Am pus să mănânc porcăria asta. Are un gust oribil. A, da, e o porcărie, nu? Atunci te duci la culcare flămând, să vedem dacă-ți convine. Mai bine mor de foame decât să mănânc așa ceva. Ești un mofturos și un nesimțit, Ștefan. Când o să vină Tudor acasă, o să-i spun ce poamă ești. Nu ești bună deloc! Ce mai vrei acum? Tu nu ne iubești. Nici pe mine, nici pe Ileana. Poftim? Și tata nu o să se îndrăgostească de tine. Ce prostie spui acolo, Ștefan? Nu e nicio prostie. E adevărul. Nu pot să cred că Anastasia ți-a cerut să te căsătorești cu tata. El știa că nu te iubim. Și nici tata nu te iubește. Mă aș la tine în camera și să nu mai ieși de acolo. Când o să vină tata acasă, o să-i spun că ai vrut să dai mine. Să vedem dacă o să mai tu pe o să ridici până la mine vreodată. Minți! Minți! Nici nu vreau să-mi imaginez prin ce aș fi trecut dacă te-ai fi împușcat. Nu, Dan. N-am avut nicio clipă intenția asta. Îmi iubesc copii, nu o să-i las singuri. Doar că dacă nu, făceam asta nenorocitor, nu-i dădea drum Ilenei. Da, dar mi-e frică. Mi-e frică pentru că, gândește-te, Cristian e liber. Dacă o să afle că l-ai păcălit. Stai liniștită. Cum să stau liniștită? Poate aș fi dacă... Dacă aș putea să fiu cu voi în casă, să am grijă de voi. Da, tocmai de aceea am luat o decizie. Ce decizie? Vreau să vorbesc cu Eliza. Vreau să... Ce? Nu. Nu, te rog frumos, nu spune asta. Ce nu? Te rog, nu e momentul. Eliza are nevoie Trebuie de tine. Trebuie să vorbesc cu Eliza. Nu pot să continui această mascaradă. Trebuie să fac asta. Chiar dacă nu respect ultima dorință a Anastasiei. Tudor, nu pot să-i fac rău Elizei. Înțelegi? Nu pot să fiu fericită știind că ea suferă din cauza mea. Nu îi facem rău. O să am grijă de ea. Dar nu pot continua. Trebuie să-i spun. Te rog, Tudor, înțelege-mă. Hai să mai așteptăm, hai să mai așteptăm până... Eliza trebuie să fie fericită atât cât mai are de trăit. Te rog frumos, hai să...
Hai să mai așteptăm și dacă soarta o să fie de partea noastră, cu siguranță la un moment dat o să ne întâlnim și o să fim împreună. Aha, m-am văzut. Ce? Ce a fost asta? Nimic. Cum nimic? A salutat? Nu. Mă rog, da. Elena, chiar dacă eu sunt căsătorit cu Eliza, sentimentele mele față de Arancisa nu s-au schimbat. O iubesc la fel de mult. Deci o să pot răsăși pe mătușa și o să te îndrăși la Arancisa? Hai să lăsăm cu întrebările deocamdată și cred că ar trebui să mergem acasă. Da. Ștefanie e doar de tine. Da. Hai, mergeți. Tu nu vii cu noi? Nu. O să vin altă dată, da? Să-l luăm la revedere de la Ioara și de la bunica? Da. O să ne vedem. Da. O să ne vedem. Ce-i mai ard ochii lui Don Tudor după tine? Ha? Hai, Mioara, taci, lasă-mă. Nu pot să tac, mă mănâncă limba. Când o să te duci după el? Când o vrea soarta. Și soarta spune că nu e momentul. Da, dar când o să fie momentul, dragă? Ți-a spus ceva, Elena, despre casa în care ținut-o Cristian? Ai aflat vreo informație pe care o putem da poliției? Așteaptă un pic. Elena, nu trebuie să vorbești cu Ștefan. Cred că e încă treaz. Ok, mă duc. Emil, nu am reușit să fac rost de adresa lui Cristian. Am putea întreba taximetristul, dar cred că nu are niciun rost. Cum să n-aibă rost? Taximetristul ne-ar putea duce la Cristian. Cristian este un nenorocit, nu un prost. Oricum nu cred că mai este acolo. Cred că știu cum putem să-l prindem pe Cristian. Trebuie să pui mâna să dai niște anunțuri. Ce anunțuri? Niște anunțuri legate de înmormântarea mea. Loc, oră, tot ce trebuie. Vreau să apară în ziarele din toată țara. Nu înțeleg, Tudor. Înmormântarea mea este momeala pe care o întindem lui Cristian. Sunt mai mult ca sigur că nenorocitul o să apară la cimitir. Și de ce ești tu atât de convins că o să vină? Pentru că îl cunosc. Hai, Emil, apucă-te de treabă. Abia am ajuns acasă, vreau să mă odihnesc un pic. Da? Bine, pa. Și-a luat o roasnă. Și eu cred la fel. Era să-mi trag o palmă, să văd stele verzi. Bine că s-a oprit la timp. Da, mie mi-a făcut ceva și mai rău. Ce ți-a făcut? Păi m-a arcat într-un autocar și apoi m-a lăsat singură. Nu știu ce-a fost în capul ei. Elena! Te-ai întors? Te-ai mergi să mă vezi iar acasă? Tatăl tău a fost foarte îngrijorat din cauza ta. Păi și de ce nu i-ai povestit ce s-a întâmplat? De ce nu i-ai spus că a trebuit să mergem cu autocarul să vedem copilul Anastasiei și m-ai lăsat singură să mă pierd? Inventezi, Elena. Cum îți permiți să-mi spui asta? În continuare minți. Într-o zi o să afle toată lumea cât de rea ești. Nu stau voie să vorbești în felul ăsta, fetițu. A, da? Și ce o să faci? O să mă lovești? Să nu cumva să dai sor mea. Amândoi sunteți niște mucoși obraznici. Nu o să mă învingeți voi pe mine. Lasă că vă arăt eu vouă. Ha. Thank you.
Eliza, trebuie să vorbim. Da, Tudor, sigur. Trebuie să vorbim, da. Ce s-a întâmplat aici? Uite ce au făcut copiii cu hainele mele. Ce spui? Copiii tăi se poartă oribil cu mine. Inventează tot felul de lucruri, că mă port urât cu ei, că nu știu de ce. Eu, care iubesc atât de mult. Eliza, nu cred că puteau să... Tudor, copiii tăi îmi fac viața un coșmar. Ileana a inventat că am abandonat-o nu știu unde, nu știu ce autocar. Ștefan a făcut un dezastru în bucătărie și nu înțeleg de ce, nu înțeleg. După ce a aruncat toate farfurile pe jos, știi ce mi-a spus Ștefan? Lasă că o să-i spun tate că tu ai făcut-o. Și o să-i spun că m-ai și bătut și o să mă creadă. Nu înțeleg de ce, Tudor. De ce îmi fac copiii asta? Eu care iubesc atât de mult. Liniștește-te. De ce? De ce? De ce se poartă așa? S-a întâmplat prea multe în familia asta. Calm și cu răbdare o să aflăm ce s-a întâmplat, da? Dacă o fi de la muiere, să-i crapețâțile, să-i curgă laptele. Dacă o fi de la fată mare, să-i cadă cosițele, să-i crape călcâiele. Dacă o fi de la bărbat, să rămâie nensurat. Haide, haide, cacile, n-am tăciuni de unde să-ți descând cu ei. Hai, fugi de ochi, dintre ochi, din gene, din sprâncene, din crieri, capului. Ce-ai nioara? Tu nu vezi ce are? Și du-te la fel. Nu ți-am zis eu să nu mai mănânci atâta mioară? Nu e la mâncare, nu e deloc. Numai la mâncare vă gândiți amândouă. Dar a apucat amețala când a citit în ziarul ăsta. Ce-a citit? Tu să te ții tare, că nu ca bleaga asta de mioara. Nu citit, nu citit, nu citit, nu citit. Olică, olică, olică. Cum te-ai dus în partea vieții și în puterea tinereții? Uite la ea, uite la ea cum vede ca nebuna. Bunică. S-a scândit, uite la ea cum ce? Vede. Gata, gata! Oh! Măi, ăsta nu-i adevărat. Cum? Nu, știrea asta nu e adevărată. Tudor trăiește. N-a murit. Nu? Nu. Zizăm lui Dumnezeu. Jur că n-a murit. E viu, e teafăr și nevătămat. Și ce e asta? Păi, asta este un plan ca să-l pune pe Cristian. Ce? Da, 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 credeți-mă, e viu și nevătămat. Nu, nu trebuia să știu și eu că publica știrea asta în ziar? Ce sunt eu? Păi, dar chiar așa... Acum ai aflat. Acum am aflat, dar eu am și o tensiune și din cauza stresului, cine știe ce poate, îmi bleznește ceva la pitpalac, chiar așa... Bine, mă, Narcisa, lasă, uita, gata, gata, lasă. Altă dată când o să ai tu nevoie și o să vrei tu ajutor, vezi tu, ajutor de la mine. Ei, pitpalac, mai ca mare, ce frumos e. Da, ia. Că tot vorbiști tu de mâncare, uite, mi s-a făcut foame, ia stai să-mi dau un telefon. Alo, domnișoară, mie mi s-a făcut foame, trimite-mi și mie ceva să mănânc. Niște creme brulee, mamaie. Ai, cum ai zis? Creme brulee. Crembule de-alea, crembule, dar să fie cu piftie de-aia care tremură așa pe deasupra, crembule. Sper să funcționeze planul lui Tudor. Emil, de ce nu lăsați voi poliția să se ocupe de prinderea lui Cristian? Serios, nu suntem în filme. Poate planul lui Tudor sună foarte bine pe hârtie, dar... Nu știu, sper să se termine totul cu bine. No, Tudor s-a gândit la toate. E un tip inteligent. Da, dar nu știe niciodată ce se poate întâmpla. Oh! Bună dimineața! Bună dimineața! Mă doare capul. Aoleu, mă duc să-ți fac o cafea. Da, te rog, o cafea ar fi bună. Ce faci, Dana? A fost o noapte grea, nu? Scuză-mă, nu s-o obișnuită să bea. Să știi că m-ai uimit azi noapte. Deci nu mă așteptam din partea ta. Sex, da. Să mă pui să te leg de pat. Serios, încă mai am urme. Ori când vrei să repetăm experiența, îmi spui, da? Știi că Manuela e foarte permisivă. Ce? Cum te-a necat de pat azi noapte? Emil, lasă-mi pace. Vrei să moară de inimă?
N-ai făcut nimic, Toanto. Hai, bea asta. Vezi dacă bei prea mult ce se întâmplă? Da, scuze, nu sunt obișnuită. Cu ce nu ești obișnuită? Cu băutura sau cu... Emil! Mă simt foarte prost. Cred că am spus niște lucruri îngrozitoare. Da, da. Parcă erai la linia fierbinte. Emil, gata. Gata, gata. E absurd ce vrei să faci, Tudor. Planul tău e mult prea riscant. Nu, e în regulă. Dar tu nu-ți dai seama cu cine ai de-a face, Tudor. Individul ăsta e un descreierat. Bun, să spunem că vine la mormântare, da? Și ce te gândești? Că nu va avea o armă la el? Îți pui viața în pericol, te rog, Tudor. Eu sunt procuror și datoria mea e... E cel mai bun moment să punem mâna pe el. Cristian va mușca mumelul. O să vină la mormântarea mea, sunt sigur de asta. Nu o să rateze momentul ăsta pentru nimic. Nu? Dar nu e o joacă, Tudor, nu e o joacă. Dar zi-mi încă o joacă. Cristian era foarte serios atunci când a amenințat că omoară pe Ileana dacă nu zbor creierii. Trebuie să scăpăm de el o dată pentru totdeauna. M-am săturat ca familia mea să fie amenințată constant. Asta este ultimul joc al lui Cristian. Crede-mă, ultimul. Lasă-mă să vin cu tine. Nu. Nu te conving, atunci lasă-mă să fac ceva pentru tine. Angela. Te rog, Tudor, nu pot să te las să spui viața în pericol, nu pot. Ce faci, Cati? Bună dimineața, Emil. Pari mai bine în dimineața asta. Ai schimbat ceva? Sunt mult mai bine. M-am întâlnit ieri cu tatăl tău și a reușit să mă readucă pe linia de plutire. Cu tata? Da, ne-am întâlnit pe stradă, întâmplător. Da? Emil, eu știu că voi doi nu vă înțelegeți prea bine și îmi pare rău, pentru că tatăl tău e un bărbat foarte amabil și sensibil. Sper că nu l-am plictisit. I-am spus ce mă frământă și m-a ascultat. M-a făcut să mă simt mai bine. Mă bucur pentru tine, Cati. Îmi doresc foarte mult să vă înțelegeți bine din nou. Da. Și eu sper să fie bine. Am o mare rugăminte la tine. Ieri, la birou, s-au întâmplat niște lucruri foarte complicate. Am ajuns în punctul în care... Dacă nu prindem pe Cristian, am putea muri cu toții. Te rog, dacă te sună Cristian, vreau să-i cânti în strună. Nu înțeleg cum în strună. Pentru Cristian Tudor e mort. Cum? Cristian trebuie să știe că Tudor este mort. Dumnezeule, cu asta nu te poți juca, Emil. Stai liniștită, face parte din... planul nostru de a-l prinde pe Cristian. Chiar avem nevoie de tine. Vreau să fii de partea noastră. Te rog. Azi noapte te-am visat. Mă țineai de mână. Eram cu copii. Cu Ileana, cu Ștefan, cu Anastasia. Eram fericiți. În casă erau râsete. Iar noi ne iubeam. Ne iubeam și nu mai trebuia să ne ascundem. Și eu te-am visat aseară. Tudor, aș vrea să spun că... Nu, s-o las. Mai bine nu spun nimic. Nu trebuie să-ți reprimi ceea ce simți. Știu că ești recunoscătoare Elizei pentru că ți-a salvat viața, dar nu cred că facem nimic rău. Ne iubim. Ne iubim cu adevărat. Trebuie să plec. O să întârzi la propria mea mormântare. Nu cred că e normal. Cristian o să fie acolo. Da. Te rog mult. Te rog să ai grijă de tine, da? O să am. Vreau să spun că... Știu că ești lângă mine. Iar asta mă face să mă simt puternic. Te iubesc.
Ce e, mătușă? Ești nefericită? Dar cum e posibil? Nu ai tot ce ți-ai dorit în viață? Nu ai bărbatul pe care îl iubești dintotdeauna? Ce faci aici? Încetează! Lasă-mă! Lasă-mă pace, du-te! Foarte urât ce ai făcut, mătușă. L-ai mințit pe tata și pe Narcisa. Ei se iubesc. I-ai mințit! Ia-și! Ia-și afară! Lasă-mă! Am avut încredere în tine, mătușă. Nu te las. Nu te las până nu spui adevărul. Ce pleacă! Ajunge! Alo, Eliza! Ce faci, scumpa mea? Sunt eu, Cristian. Ce vrei, Cristian? Cum ce vreau, dragă? Vreau să-ți transmit condoleanțe. Sincer, mi se rupe sufletul de tine. Toată viața te-ai chinuit să pui mâna pe bietul Tudor și în sfârșit, când ai ajuns și tu, doamna Preda, a murit. Nu-i nimic, lasă. Să știi că rolul ăsta de văduvă ți se potrivește mai bine. Văduva neagră. Ești întâmpit. Tudor nu e mort. Ce spui? Tudor e în viață și își bate joc de tine, de mine, de toată lumea. Împreună cu sălbatica lui. Cum? Te crezi deștept, Cristian, dar nu ești decât un fraier. Ai omorât și tu câțiva oameni fără apărare. Dar uite că nu ți-a mers cu Tudor. Te-a păcălit. Și pe mine m-a păcălit. M-a luat de soție și mi-a jurat credință toată viața. Și l-am crezut ca proasta. Moartea nu ne-a despărțit. Încă nu sunt văduva lui Tudor. Fraiere. George, cum e la tine? Ceva te-a semnalat? Deocamdată liniște. Radu, cum stăm? Prenotate? Nu, nimic. Ascultați-mă cu atenție. Vreau să rămâneți cu ochii în patru și dacă vedeți ceva suspect, mă informați imediat. S-a înțeles? Înțeles. Rămâneți pe poziții. Vreau să-l urmăriți îndeaproape și aveți grijă să nu vă desconspirați cumva. Nu vreau să-l pierdem și de data asta. Dumnezeu să-l odihnească. Sunteți rudă cumva? Sunteți rudă cumva? Era ca un frate. Știți că îmi pare rău. Mie nu. De ce nu-l arestăm acum? E singur. Nu, rămâneți în dispozitiv. Așteptați. Tudor va fi bine. Nu ți-a ieșit nici de data asta, Cristian. N-am murit. Te sun eu mai târziu. Bine. Vreau să înțelegi că omul ăla nu te iubi niciodată. Un om care are atâta ură în suflet nu e în stare să iubească. Dar unde mergem?
Vrei să-mi cumperi o jucărie sau ceva? Mi-arăți București înainte de închisoare? Idiotule! Ce faci? Mi-e greu să te iert mai trădat. Nu te-am trădat. Până am înduiați făcut-o. Nu știu cum mă simt. Cum e ca propriul fiu să-ți ia femeie. Cum? Ea a ales, tata. Ea a ales, nu ți-am bătut eu. Nebunește. Business, vorba asta e capitală. Nimic nu e ce crezi. Ai grijă cu cine umbli ca să nu te accidentezi. Și când ai realizat tot ce ai venit să realizezi, șampania să curgă.